Yoga pentru bunăstare. Yoga Namaskar. Yoga Namaskar este un sistem puternic în sine. Acesta activează zona lombară a coloanei vertebrale într-un mod fenomenal, fortifiază mușchii de-a lungul coloanei, oferindu-i o întărire, astfel încât, pe măsură ce se înaintează în vârstă, nu are loc colapsul acesteia, ce cauzează presarea nervilor. Iar dacă deja apare deteriorarea, cel mai bun mod de a se regenera coloana este prin a practica yoga namaskar. Are beneficii din toate punctele de vedere pentru întregul corp. Yoga namaskar este un proces foarte simplu și complet în sine. Iată câteva recomandări care vor crea condițiile optime și care îți vor spori semnificativ receptivitatea față de practici. Te rugăm să te asiguri că telefoanele mobile sunt fie în modul silențios, fie închise. Este recomandat să nu începi programul cu stomacul plin sau imediat după masă. Te rugăm să stai așezat, coloana dreaptă în mod confortabil, mâinile neîncrucișate și palmele deschise. Aceste condiții te vor pregăti să fii într o stare sporită de receptivitate și să capeți maximum de beneficii din practici. Aceste practici sunt foarte sigure și simple și pot fi făcute de către oricine. Practicile pe care le vom învăța aici pot fi făcute de către oricine cu vârsta de la 7 ani în sus. Dacă porți ochelari, te rugăm să-i dai jos și să-i ții deoparte, în timp ce faci practicile yoga. Pentru a practica yoga namaskar, trebuie să fii cu stomacul ușor și anume aproximativ o oră și jumătate pauză după o masă. Dacă nu îndeplinești această condiție, te rugăm să sari momentan peste această practică. Acum vom învăța Yoga Namaskar. Aceasta este o serie de șapte pași. El va demonstra un ciclu complet. Te rugăm să observi. Stai în picioare, cu labele picioarelor depărtate în mod confortabil și paralele între ele. Ține brațele și umerii lejer și relaxați. Ochii deschiși. Fixează privirea într-un punct aflat în fața ta. Odată ce privirea este fixată, ține namaskar, aducând palmele împreună în fața pieptului. Aceasta este poziția de start. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile deasupra capului. Pe măsură ce expiri, coboară mâinile, astfel încât bazele palmelor să vină în spatele cefei. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile drept în sus. Pe măsură ce expiri, coboară mâinile în fața pieptului. Acesta este pasul 1. Faci același lucru de încă două ori. Pasul 2. Pe măsură ce expiri, scoate un sunet din scobitura gâtului. Pasul 3 Degetele trebuie să fie unite în permanență, îndreptate în sus, chiar și atunci când aduci mâinile în spatele cefei. Pe măsură ce ridici mâinile, efectuezi o inspirație completă. Pe măsură ce le cobori, efectuezi o expirație completă, odată cu sunetul. După ce faci asta de 3 ori, te așezi direct pe vine. Pasul 4. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile. Pe măsură ce expiri, coboară mâinile în spatele cefei. Pe măsură ce inspiri, le ridici. Pe măsură ce expiri, le cobori în fața pieptului. Apoi, pe măsură ce inspiri, împinge mâinile drept în față, degetele de la mâini îndreptate înainte. Pe măsură ce expiri, scoțând sunetul, le aduci înapoi la piept. Faci asta de trei ori. Pasul 5. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile. Pe măsură ce expiri, coboară mâinile în spatele cefei. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile. Pe măsură ce expiri, coboară mâinile în fața pieptului. Pe măsură ce inspiri, drept în față pe măsură ce expir, înapoi la piept. Încă o dată. Pasul 6. Inspiră, mâinile sus. Expiră, mâinile jos. Inspiră sus. Expiră jos. Inspiră, mâinile drept în față. Expiră mâinile la piept. Acum pasul 7. Pe măsură ce inspiri, împinge mâinile drept în față. Coboară genunchii la sol. Apleacă-te în față și poziționează fruntea pe sol. Întinde brațele deasupra capului. Odihnește palmele pe sol. Poziționează mâinile împreună, astfel încât degetele mari și degetele arătătoare să se atingă, formând un triunghi. Coatele trebuie să fie ușor îndoite. Aceasta este balasana. Rămâi aici până când respirația ta se stabilizează sau pentru cel puțin două minute. Apoi, ridică-te ușor în picioare și revină la poziția de start. Acesta este un ciclu de yoga namaskar. Vom urmări câteva modificări și corectări. Dacă ți este dificil să te așezi pe vine, poți poziționa sub călcâie un suport de aproximativ 1 până la 3 cm grosime și te așezi pe vine, asigurându-te că labele picioarelor sunt paralele între ele. Pentru unele persoane, pe măsură ce aduc mâinile în spatele capului, degetele de la mâini se îndreaptă în spate. Degetele trebuie să fie îndreptate în sus. De asemenea, există tendința de a coborî capul. Capul trebuie să fie drept. Nu mișca mâinile prea rapid sau superficial. Trebuie să existe o ușoară tensiune în brațe pe măsură ce faci mișcarea. Acum vom face un ciclu de yoga namaskar împreună, încorporând toate aceste corectări. Te rugăm să te ridici în picioare. Stai cu labele picioarelor depărtate în mod confortabil și paralele între ele. Cei care au nevoie de o pernuță drept suport pentru a se așeza pe vine pot ține una imediat în spatele labelor picioarelor, iar când ajung la pasul 4, pentru a se așeza pe vine, pot face un pas în spate pe respectiva pernuță și o pot folosi drept suport când se așează pe vine. Ochii deschiși Fixează privirea într-un punct aflat în fața ta. Odată ce privirea este fixată, ține mascar în fața pieptului. Aceasta este poziția de start. Pasul 1. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile. Pe măsură ce expiri, odată cu sunetul, coboară mâinile în spatele capului. Pe măsură ce inspiri, le ridici. Pe măsură ce expiri, le cobori la piept. Faci asta de încă două ori. Pasul 2. Ridică mâinile, efectuând o inspirație completă. Coboară mâinile, efectuând o expirație completă. Inspiră mâinile sus, Expiră mâinile jos la piept. Pasul 3. Inspiră mâinile sus. Expiră mâinile jos în spatele capului. Inspiră mâinile sus. Expiră mâinile jos la piept. Acum te așezi direct pe vine. Dacă ai nevoie de o pernuță, poți folosi una drept suport. Asigură-te că privirea este fixată drept în față. Pasul 4. Inspiră mâinile sus, expiră mâinile jos. Inspiră mâinile sus. Expiră mâinile jos. Apoi, pe măsură ce inspiri, împinge mâinile drept în față. Pe măsură ce expiri, adu mâinile la piept. Vom face asta de încă două ori. Pasul 5. Inspiră mâinile sus. Expiră mâinile jos. Ține capul drept. Inspiră sus. Expiră jos. Inspiră drept în față. Expiră înapoi. Pasul 6. Inspiră mâinile sus. Expiră mâinile jos. Inspiră mâinile sus. Expiră mâinile jos la piept. Inspiră drept în față. Expiră înapoi. Pasul 7. Pe măsură ce inspiri, împinge mâinile drept în față. Coboară genunchii la sol. Apleacă-te în față și poziționează fruntea pe sol întinde degetele de la picioare în spate. Corpul trebuie să stea pe călcâie. Poziționează mâinile împreună pe sol, astfel încât degetele mari și degetele arătătoare să se atingă, formând un triunghi. Coatele trebuie să fie ușor îndoite. Rămâi aici în balasana până când respirația ta se stabilizează. Apoi, ridică-te ușor și revină la poziția de start. Când ai încheiat, așează-te în mod confortabil. Când faci această practică pe cont propriu în mod regulat, pentru maximum de impact, trebuie să faci 3 cicluri de yoga namaskar.